Berbec. Femeile în berbec sunt încăpățânate și au foc repede. Pentru liniște în familie, pentru conflicte cât mai puține, ar fi bine să iei cât mai multe flori, cât mai colorate și cât mai diferite între ele. Ce flori plac? Toate! <laughs> Femeile în taur, ceo zodiacului, orientate către carieră și cu gusturi rafinate, Totuși au o conexiune specială cu natura, preferă culorile închise, pământii, verde, maro, bordeaux și cu siguranță dacă nu vrei să dai greș cu ele, în loc să alegi un buchet, mai bine poți să-i faci cadou un terariu cu plante. Gemeni, cea mai bună zodie din calendar oameni liniștiți, fără bătăi de cap, fără prea mult stres, fără prea multe griji. Dacă trebuie să faci cadou flori unei femei în gemeni, este foarte simplu, poți să-i cumperi absolut orice flor, pentru că ea va aprecia în primul și în primul rând gestul și abia apoi se va uita la flori. Deci, orice flori îți vin în cale, cumpără-i pentru că îi va face o mare bucurie. RAC Oricine are o femeie rac în viața lui, că e mamă, că e iubită, că e soție, trebuie să aibă o atenție sporită față de aceasta. De ce? Pentru că femeile rac sunt cele mai sensibile și cele mai romantice și cele mai iubitoare femei din tot zodiacul. Asta înseamnă că va trebui să-i cumperi toate florile roz de pe pământ și să-i le aduci în dar. Femeia rac va pune întotdeauna nevoile tale înaintea nevoilor ei. Așadar, ai mare grijă de aceasta. Puțin irașibilă, puțin încăpățânată, dar focoasă și plină de viață. Femeia în leu își va face simțită prezența în orice încăpere în care va intra. Așadar, ai grijă să-i cumperi niște flori pe măsura personalității ei puternice. Fecioară! Dacă ai o iubită în fecioară, du-te la florărie, cumpără toate florile pe care le vezi și fă un buchet și în felul ăsta o să o faci fericită. Sau poate nu. Succes! Oare îmi plac florile roz? Sau poate albastre? Nu, nu, hortensie albă. Îmi place hortensie albă. Dar parcă aș vrea un buchet de trandafiri roșii. Nu, 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 gata, nu mă mai răzgândesc, Lisiantus. <laughs> dar totuși parcă florile roz... Ah, gata, știu, știu ce-mi place cel mai mult. Floarea soarelui. <laughs> Scorpion. Fire secretoasă și enigmatică, dar cu o personalitate magnetică. <laughs> Dacă ai căzut în mrejele unei femei în scorpion, află că poți să o impresionezi cu buchete rafinate, dar în culori dramatice. Asta va face ca relația voastră să fie una și mai intensă. <laughs> săgetător. Femeia în săgetător este foarte sinceră. Așadar, ai mare grijă când îi alegi florile. Îți dau un sfat keep it simple. Redu numărul de flori, redu numărul de culori, poți să mergi liniștit pe combinația al verde, căci cu siguranță femeii însăgetători îi va plăcea. Capricorn. Femei ambițioase și orientate către carieră. Mare grijă când cumpărăm un buchet de flori pentru femeile în Capricorn. Trebuie să fie un buchet plin de personalitate sau trebuie să fie ceva practic. Așadar și în cazul lor putem să optăm foarte bine pentru un terariu cu plante, căci cu siguranță nu vom da greși. Vărsător. Deși din m-am întrebat de ce vărsător e o zodie de aer și nu una de apă, că e vărsător, vărsător, <laughs> se pare că atunci când nu ești cu picioarele pe pământ, ești cu capul nori. <laughs> Imprevizibile, dar și foarte creative, vor aprecia buchetele ieșite din tipar, buchetele care au ceva diferit față de celelalte buchete. Așadar, ai mare grijă când alegi buchete de flori ca să fie ceva ieșit din comun. Pești! Femeile în pești sunt visătoare prin definiție. Le plac florile suave, colorate și mai ales parfumate, care le induc o stare de visare. Atenție doar la vise când e mercur retrograd, să nu devină coșmaruri.